leacurile bunicii, cum scăpăm de negi cu remedii naturiste. Negii sunt una dintre cele mai enervante probleme ale pielii. Aceștia sunt cauzați de virusul papilona uman. Virusul papilona uman are foarte multe rădăcini. Există peste 100 de tipuri de HPV. Virusul pătrunde în corp prin zonele în care există tăieturi și determină apariția negilor pe față, pe organe genitale, pe mâini, la subbraț și în alte zone. Zonele cel mai des afectate de negi sunt sânii, subbrațele, gâtul, pleoapele, mâinile și picioarele. Așadar, cum putem scăpa de negi cu remedii naturiste? Lămâia. Zeama de lămâie are proprietăți antiseptice și antivirale. Te poți scăpa de negi, pur și simplu aplică puțină zeamă de lămâie pe zona afectată de mai multe ori pe parcursul zilei, iar negii vor dispărea curând. Bicarbonatul de sodiu. Pentru a-ți prepara un tratament pentru negi pe baza bicarbonatului de sodiu, amestecă-ți puțin bicarbonat de sodiu cu oțet alb și aplică soluția obținută pe zona afectată. Un foarte bun remediu pentru negi este oțetul de mere. Are proprietăți antivirale, antibacteriene și antifungice. Înmoaie puțină vată din oțet de mere și aplică pe zona afectată. Apoi înfășoară vata cu un pansament și lasă oțetul să acționeze pe timp de noapte. Usturoiul. Se știe că usturoiul este un antibiotic, un antiviral natural. Are proprietăți ce îl fac util în eliminarea virusurilor și a bacteriilor ce duc la apariția negilor. Fie că mănânci usturoi crud, fie că zdrobești câțiva căței de usturoi, aplică pasta obținută direct pe zona afectată, lăsându-o să acționeze pe timp de noapte. Aloe vera, un alt remediu, a fost folosit timp de secole pentru a remedia probleme de piele. Este foarte eficientă împotriva negilor. Aplică gel de aloe vera pe zona afectată de negi de mai multe ori pe zi, iar pielea se va curăța. Sucul de ceapă. Ca și usturoiul, ceapa este un remediu foarte bun împotriva negilor și a virusului ce duce la apariția acestora. Tai o ceapă în bucățele, adaugă sare și lasă-o să fermenteze pe timp de noapte. A doua zi stoarce ceapa și aplică zeama direct pe zona afectată în fiecare noapte timp de 12 zile. Alt remediu este uleiul din arbore de ceai. Acest ulei este un produs natural ce are proprietăți terapeutice. Aplică ulei de arbore de ceai de mai multe ori pe zi, cantități mici, pentru că acest ulei este foarte puternic. Tulpinile de păpădie. Remediu care conține tulpini de păpădie este foarte util împotriva negilor ce apar pe gât sau aproape de față. Aplică sucul lăptos din tulpinile de păpădie direct pe zona afectată în fiecare zi. Uleiul de ricin te poate ajuta să scapi de negi mai puțin de 4 săptămâni. Aplică puțin ulei de ricin cu bicarbonat de sodiu și se va obține o pastă lipicioasă. Această pastă se aplică pe zona afectată, se înfășoară cu un pansament și se lasă să se acționeze. Alt remediu este vitamina C. Zdrobește o pastilă de vitamina C, pune un pic de apă și prepară-ți o pastă. Aplică pasta obținută direct pe zona afectată, lasă-o să acționeze timp de 20 de minute. Se repetă acest tratament timp de câteva zile. Nu uita, nu încerca niciodată să îndepărtezi un neg prin tăiere, ardere, rupere, fără ajutorul unui specialist. Dacă negii te deranjează foarte mult, vorbește cu medicul tău și acesta te poate ajuta să găsești o soluție. Iar un alt remediu este propolisul. Albinele produc o substanță asemănătoare cu rășina numită propolis. Acesta are în compoziție substanțe vegetale, ceară de albine, polen și enzime. Propolisul este un antibiotic natural, un antimicrobian și ajută la producerea de celule cutanate. Este folosit pentru a trata acnea și pentru a accelera vindecarea rănilor. Propolisul ajută la vindecarea pielii, la lupta împotriva HPV. Aplică 2-3 picături de propolis pe neg, apoi acoperă zona cu un bandaj și lasă remediul să acționeze peste noapte. Repetă procesul zilnic.
Nu trata condiloamele genitale acasă folosind tratamente naturiste. Pielea genitală este delicată și pot apărea leziuni la nivelul acestora dacă se utilizează tratamente naturiste. Discută cu medicul despre opțiunile de tratament pentru tratarea negilor genitali, inclusiv administrarea de medicamente antivirale. Multă sănătate și ne vedem într-un episod viitor al Leacurilor Bunicii. Un alt remediu pentru tratarea negilor este rostopasca, denumită popular și iarba de negi. Este o plantă care crește până la 1 metru înălțime, are flori galbene, iar în interior are un lăptișor amar de culoare roșiatică, care se poate aplica pe zona afectată de negi. Iar alt tratament pentru negi este pătlagina. Se aplică frunze de pătlagină și se freacă locul afectat cu frunze de pătlagină. Se aplică zilnic. Alt remediu naturist pentru negi, coajă de banană sau de portocală. Se freacă negul cu partea interioară a cojii de banană ori portocală o dată pe zi. Suc de ananas, se aplică pe neg suc de ananas zilnic. Și un alt remediu, cartof crud, se freacă negul cu o felie de cartof crud de două ori pe zi.